1 martie vine la Sibiu cu flori și mărțișoare. Și primăvara începe bine pentru bugetul domnilor, mai ales pentru că prețul florilor de la piața Cibin este neschimbat față de acum câteva zile. La fel și cel al mărțișoarelor de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Este accesibil pentru toate buzunarele, iar mărțișoarele sunt chiar frumoase. Sibienii s-au mobilizat exemplar pentru a ajuta pe refugiații ucrainieni. La final de săptămână s-au donat tone întregi de haine, mâncare, produse de igienă și apă. Dar acum este nevoie de pături, perne, saltele și medicamente. Sibienii care doresc să ajute în continuare pot duce produsele la depozitul de pe strada Tractorului numărul 10, în fiecare zi între orele 12-20. Problemele cu noul corp de clădire și sala de sport de la școala Nicolae Iorga nu se termină. După ce lucrările au fost oprite în februarie anul trecut din cauza unor deficiențe în planul de proiectare, primăria a deschis depunerea de documente pentru a doua licitație în speranța că va găsi un proiectant. La prima licitație din decembrie nu s-a prezentat nimeni.